jucător tot meritul. Au crezut până la final. V-am zis, am un grup unit, un jucător de caracter. Dar, per total, zic, am avut ocaziile cele mai clare. Florin Tănase era puțin îngrijorat pentru că nu vă creați ocazii suficiente. Da, Florin Tănase e jucătorul de atac, el îți dorește foarte mult să avem mai multe ocazii, dar o să avem la alte meciuri mult mai multe decât am avut astăzi. Oricum am avut Baraz, am avut ocazii cu poarta goală, dar important a fost victoria și cele trei puncte care le-am acumulat, pentru că ați văzut foarte bine CFR-ul, au avut patru victorii. Trebuie să ținem aproape de ei. Ați tot schimbat atacanții de la meci la meci, patru atacanți în șase meciuri. Sunteți încă în căutări sau care este explicația? Da, normal. V-am zis, orice jucător este la Steaua, este de valoare și automat, mai ales că atacant trebuie să și marcheze. Nu pot să nu vă întreb și despre schimbări. Cum le-ați gândit de această dată? Trei la pauză? Au fost inspirate, vă dați seama. A intrat foarte bine și Olaru, și Vali Crețu, și Tavi, care a reușit să înscrie și a reușit să ne aducă cele trei puncte. Mai zic, orice jucător din lotul nostru este valoros și oricând poate să intre. Ori titularul la pauză, ori minutul 30, dar mă bucur că fac diferența. Deci data trecută Ianis a intrat a dat gol, acum Tavi a intrat a dat gol. Ei felici, doi copii, 2002 născuți, care au perspective frumoase. Și doi copii care au decis ultimele două întâlniri. Doi copii de 18 ani. Nu așteptați mai mult și de la cei cu experiență? Nu, dar ei fac parte din lotul nostru și jucători de echipă națională, amândoi, în loturile naționale, și mă bucur pentru ei și urmează și ceilalți să înscrie. Mamut, cum vi s-a părut? Mamut, bine, a făcut un joc. Bun, fi primului meci, v-am zis. Jucătorii noi au venit ușor și trebuie să se acomodeze, mai ales cu tribuna, mai ales cu suporterii, mai ales cu peluza nor, care a fost alături de noi. Încă o dată vreau să le mulțumesc, pentru că ne-au susținut din prim până ultimul minut, chiar dacă noi am fost datori față de ei. De ce nu l-ați lăsat mai mult timp pe teren? A părut că după ieșirea lui s-a pierdut din forța ofensivă, ținea doi oameni. El știe despre ce e vorba și la următorul meci o să fie mult mai bine. A avut și oarecare vină la golul primit? Nu, este o fază fixă. S-a întâmplat, o să fim atenți pe viitor. Pentru că trebuie să lucrăm mult mai mult la faze fixe ca să nu mai luăm goluri. Că echipele cu care jucăm profită de lucrul ăsta într-o fază fixă. Așa, pe total, nu ne-au pus probleme. Deci o să-l mai vedem și pe viitor. Nu și-a încheiat cariera astăzi. Nu, normal. Știți cum este la FCSB? Este o repriză și se încheie cariera. Nu. Vine meciul cu Rapid. Cum va fi pentru dumneavoastră? Va fi, din punctul meu de vedere, un meci care trebuie să-l câștigăm, mai ales pentru suporteri, mai ales pentru noi. Un meci greu, nu va fi ușor. S-au avut niște rezultate foarte bune, nu mă așteptam. O echipă care are în componență jucători cu experiență, dar vedem ce se întâmplă la meci. Da. Dar, pe total, noi suntem favoriți. Dar vă așteptați să întâlniți Rapidul de pe o altă poziție? Este început de campionat, v-am zis. Rapidul trebuie felicitat pentru rezultatele care le-a avut până acum, dar încă n-a întâlnit o echipă tare. Va fi un meci greu de pregătit? Ținând cont și de defensiva Rapidului, nu au luat niciun gol până acum. Da, este jucători experimentați. Este respectat, dar v-am zis, jucătorii noștri, mai ales de atac, au o valoare foarte, foarte mare și sunt jucători care își doresc și care o să facă diferența. Ați văzut declarațiile rapidiștilor? Da, le-am văzut. Și cum? E ca la box, se declară înainte și vedem după meci ce se întâmplă. V-au motivat? Păi nu, pe noi ne motivează meciurile cu Rapid, cu Dinamo, mai ales noi dorim foarte mult să câștigăm pentru noi, dar și pentru suport. Bună seara, omul meciului, omul care a adus cele trei puncte în această seară. Cum a fost meciul? Bună seara, vă mulțumesc frumos. Sunt foarte fericit că am reușit să-mi ajute echipa. Cu toate că am intrat în 70, dar sunt foarte fericit. Te-au motivat aceste evoluții pe care le-ai avut în ultima perioadă să muncești mai mult? Da, am fost foarte stresat, am stat stresat, dar... De ce? Pentru că erau așteptările foarte mari de la tine? Poate și de asta, dar sunt fericit că am reușit să marchez. Și importante sunt cele trei puncte obținute azi în niște condiții speciale, dacă stăm să ne gândim la cum a decurs jocul.
V-am spus, sunt fericit că am reușit să marchez, că am făcut suporterii fericiți și așteptăm meciul cu Rapid. Ai tras din nou de la distanță. Tragi mai des de la distanță? Am prins mai multă încredere. De când ai prins mai multă încredere? De când am stat stresat săptămâna asta, că nu prea mai merge jocul. Vine derbiul cu Rapid. De când așteptai un asemenea derby? De mult. Te uitai când erai copil, da, la meciuri? Normal. Și ce-ți dorești să vezi la acest derby? Cât mai mulți suporteri, de-ai noștri, bineînțeles. Și o atmosferă foarte frumoasă și să câștigăm, în primul rând. Aș începe direct cu golurile pe care le-ați primit și mai ales golul 2, marcat de Tavi Popescu. Cum a fost? Bună seara! Da, că să vorbim despre goluri, nu ne-am apucat încă să le revăd. A avut o execuție acolo, din centru ușor, stânga, a dat cross. O execuție bună, pot să spun, și din păcate ăsta a fost istoricul meciului. Și la primul gol, marcat de Tănase din penalti, și-a schimbat stilul, te așteptai? Da, am văzut că nu se mai oprește, mă așteptam să bată în partea aia. Din păcate, pentru noi a bătut, cred că a avut o execuție bună, a dat destul de tare plasa laterală și asta a fost. Per total, v-ați prezentat onorabil în această seară? Păi, eu zic că da, pentru că am fost foarte aproape să plecăm cu un rezultat pozitiv. Cred că jocul ne-a permis să sperăm la mai mult decât la înfrângerea aceasta. Dar evoluția în fața unei echipe care luptă pentru titlu? Da. Asta nu e problema noastră, că luptă pentru titlu sau pentru ce luptă. Noi jucăm meci de meci să strângem puncte, dar din păcate nu stăm foarte bine. La ce capitole nu stați foarte bine în acest moment? Încă mai există probleme în defensivă? Da, păi și în defensivă și în ofensivă nu suntem încă ce trebuie, dar e început de campionat, avem 4 puncte, cam puține, dar încercăm să strângem puncte etapă de etapă.